să asumăm acest lucru. Eu cred că pentru asta vrem să plantăm un copac. Eu propun să plantăm acest copac și să, și să termin apoi cu un mic, cu ultimul flyer pe care aș dori să vi-l citesc ca să, și voi să puteți să-l citiți mai departe. Da? Copacul cum e? Atunci, este copacul vechi, mort, este clasa politică actuală. Săracul copac e corupt, dar e o imagine foarte prea frumoasă pentru clasa politică actuală. Și noi o să punem un copac care este prea mic, care nu reprezintă faptul că suntem foarte mulți și perseverenți și suntem gata să atacăm clasa politică și să o învingem. Atunci eu o să țin copacul nostru. Și voi îl puneți, da? Și celălalt va muri complet și va dispărea. Putem noi să-l tăiem. A plantat cineva o salcină? Aici. Păi uite, ăsta e pui de salcină. Ăla de acolo e pui de salcină. A, bine, ăla a crescut la mama natură. Trăiește-i. N-o să-l ia nimic. E, se poate. Să știți că ceilalți sunt foarte... Rei, dar nu contează, suntem noi mai perseverenți decât ei sunt rei. Vrei ce i-a dispărut lui Clotil? Sau cum s-a uscat politica tânără?